Suntem în ziua 282 a războiului Rusiei din Ucraina, iar președintele Joe Biden spune că este gata să vorbească cu Vladimir Putin doar dacă vrea să încheie războiul. Până atunci, Statele Unite, Franța și Germania transferă mai multe arme Ucrainei pentru a face față invaziei Moscovei. Vine cu toate informațiile Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am regăsit, Florin. Am auzit și am văzut declarația președintelui Biden alături de Emmanuel Macron, care a declarat că este dispus într-adevăr să vorbească cu Putin, dar pune și o condiție, retragerea din Ucraina. Date fiind ultimele evenimente și ultimele declarații, crezi că este posibil acest lucru? Bună, Mihaela! Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele 9 luni de război, când Rusia a pierdut mai mult de jumătate din teritoriile cucerite în prima lună și continuă să piardă, și astăzi am văzut că s-a retras din anumite teritorii, singura rezolvare a acestui conflict, singura soluție către pace este retragerea armatei ruse, deoarece ea oricum se retrage, dar se retrage cu pierderi foarte mari în acest moment. Iar dacă ritmul acesta va merge în continuare, până la urmă Ucraina își va elibera teritoriul, dar pierderile vor fi extraordinar de mari, atât de partea militarilor ucraineni, dar și de partea militarilor ruși. Însă, din păcate, de la Moscova nu vin aceleași informații, și anume faptul că Putin nu are absolut deloc în gând să piardă aceste teritorii și mai degrabă sacrifică militarii, și chiar se vorbește de o a doua rundă de mobilizare în luna ianuarie. Totuși, Rusia se retrage din mai multe regiuni din Zaporojie, ci cel puțin asta anunță statul major ucrainean. Nu au fost de ajuns cei 300.000 de rezerviști pe care Moscova deja i-a mobilizat? Da, Rusia a trimis pe front foarte mulți militari din cei 300.000 de rezerviști. Parte din ei sunt ținuți în rezervă în Crimea, ca și o forță tampon să acopere golurile dacă se vor ivi în apărarea rusă. În acest moment, din regiunea Zaporojia, rușii părăsesc trei localități, Polohi, Mihailivka și Inzenene, deoarece acolo sunt chiar sub tirul artileriei ucrainene și preferă zone din spate mai bine consolidate. De altfel, armata rusă a trecut pe astfel de zone consolidate. Am văzut că și în Kherson s-a retras pe malul fluviului Nipru. În Zaporojie acum s-a retras. În Donetsk și Luhansk au construit poziții defensive fortificate și se pare că Rusia vrea să consume forța ucraineană în acest război de uzură, de apărare, pentru a avea timp să-și refacă armata și în special logistica armatei pentru a declanșa alte acțiuni ofensive în primăvară. Însă vom vedea dacă nu cumva până în primăvară armata ucraineană va avea câștiguri atât de mari încât Rusia nu va mai putea să nici măcar să gândească la o reluare a ofensivei. Spuneam puțin mai devreme că Mihailo Podoliak, un consilier al președintelui Zelenski, a spus că aproape 13.000 de militari ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse din Ucraina. Care ar fi bilanțul pierderilor umane în acest conflict? Pierderile umane sunt greu de cuantificat, deoarece informațiile nu sunt tot timpul oficiale, ca să spunem așa. Ucraina de data aceasta a fost nevoită să spună și să raporteze cei 13.000 de militari decedați după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe site-ul instituției informație precum că 20.000 de civili și 100.000 de militari au murit până acum în acest conflict. Pe urmă, informația a fost ștarsă și a venit și cu o revenire purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, în care a spus că 100.000 e vorba de pierdere, adică morți, răniți și dispăruți. Pentru a clarifica această eroare sau această scăpare din partea Uniunii Europene, Ucraina, bineînțeles, că a trebuit să vină cu o cifră pentru a nu induce faptul că 100.000 de militari ar fi murit. Pe de altă parte, astăzi, statul major general al Ucrainei a raportat că peste 90.000 de militari ruși de data aceasta ar fi pierderile armatei ruse, în timp ce Ministerul Rus al Apărării, în ultima declarație oficială,
era vorba de 6.000 de militari în urmă cu două luni. Însă va fi foarte greu și posibil nici finalul războiului să nu stabilească exact pierdele, în special în armata rusă, deoarece acolo nu luptă doar militari, luptă și mercenari și voluntarii ceceni și voluntarii sau miliții din cele două așa zise republici, Donetsk și Luhansk. Florin, îți mulțumesc pentru informații.